Salut! Eu sunt Viorel, fac site-uri de aproape 20 de ani și videoul ăsta face parte din cursul meu gratuit de front-end development în română. Găsești primul video din serie chiar aici în colț. Tu știi cum funcționează internetul? Dacă nu, videoul de astăzi o să te ajute să-l înțelegi mai bine și asta te va ajuta să fii un web developer mai bun. Explorăm deci ce este, cum a apărut și cum funcționează în mare internetul din perspectiva cuiva ca tine care vrea să lucrezi în industrie ca web developer sau web designer. Dacă sună bine, hai să începem! Din populația lumii, care are în prezent aproape 8 miliarde de oameni, e estimat că astăzi au acces la internet aproape 5 miliarde. Acum doar 10 ani, în 2011, când eram 7 miliarde în total, aveau acces la internet doar 2,3 miliarde de oameni. Deci într-o perioadă de numai 10 ani, numărul de oameni care au acces la internet s-a dublat. Și asta înseamnă că importanța internetului a crescut în viața noastră a tuturor. Dar până la urmă, ce este internetul ăsta despre care tot vorbim? Există oameni, și nu puțini, pentru care internetul e egal cu Google. Sau, caz real, există țări unde o platformă este atât de folosită și de apreciată, încât ea e punctul central unde începe internetul în țara respectivă. În Myanmar, că și despre această țară vorbim, Facebook este atât de popular și de folosit de absolut toată lumea, încât majoritatea populației non-tehnice chiar are impresia că internetul e egal cu Facebook. Sau, cel puțin așa era până în februarie anul ăsta, când tumultul politic a dus la interzicerea Facebook în Myanmar, ceea ce a confuzat destul de mult populația. Internetul însă e mult mai mult decât Google, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Yahoo, LinkedIn, OLX sau eMag. Internetul, foarte simplist vorbind, e un cablu, o rețea globală, o legătură între toate calculatoarele din lume, inclusiv telefoane mobile, televizoare smart, laptopuri, Xbox-uri, PlayStation-uri, ceasuri deștepte, frigidere deștepte, servere și așa mai departe. Internetul este deci modalitatea de transport a informației, nu rezultatul final al folosirii ei. Ca să fie mai ușor de înțeles, imaginează-ți corpul uman, un sistem foarte bine construit care are la dispoziție o rețea de vene și de artere care ajunge absolut peste tot în corp. Sângele este informația care circulă prin corp, iar vasele prin care această informație circulă e practic rețeaua care compune internetul. Celulele și țesuturile care fac schimb de informații, adică de sânge, sunt efectiv calculatoarele conectate la internet. Deci internetul e structura care permite informației să circule sau e chiar sistemul circulator din organism. Rețeaua de vase de sânge care leagă calculatoarele din toată lumea, nu sângele care circulă prin ea. Vom explora mai în detaliu aspectele astea în videoul următor și vom intra în noțiuni tehnice mai avansate, cum ar fi SSL, browsere, DNS-uri, domenii, hosting-uri și așa mai departe. Înainte de toate însă, hai să explorăm pe scurt ce este o rețea de calculator. Dacă ai doar două calculatoare pe care vrei să le legi între ele, e simplu. Ai nevoie doar de un cablu între ele și gata. Rețeaua asta directă, în care legi efectiv calculatoarele între ele, prin cabluri simple, poate fi teoretic oricât de mare vrei. Problema este că se complică din ce în ce mai mult pe măsură ce adaugi noi calculatoare în rețea. Dacă vrei, spre exemplu, să legi doar 10 calculatoare între ele, așa încât fiecare să fie conectate printr-un cablu unul cu altul, o să ai nevoie de numai puțin de 45 de cabluri. Nu pare așa simplu, nu? Există însă o modalitate mult mai simplă, să legi calculatoarele între ele folosind doar 10 cabluri și un dispozitiv adițional. Dispozitivul se numește router sau router și e folosit peste tot în lume să lege calculatoarele la internet. Și tu ai unul acasă, la birou, la cafeneaua ta preferată și așa mai departe. Dacă rețeaua din imagine reprezintă o rețea internă simplă, imaginează că poți lega între ele mai multe astfel de rețele conectând doar routerele între ele. Aici, spre exemplu, sunt două rețele conectate prin conexiunea routerelor, dar se poate și cu mai multe. De fapt, se poate cu oricât de multe. Putem să scalăm, adică să mărim rețeaua asta de rețele la infinit. Și practic așa ajungem la scala internetului. Ca să facem asta, trebuie să-ți imaginezi că toate conexiunile de mai sus, toate liniile dintre puncte, se pot face ori prin cabluri fizice, ori prin unde radio, Wi-Fi, 5G și așa mai departe. La scară globală, chestia asta se întâmplă cu cabluri pe subocean care conectează țări și continente. Sunt cam 1,2 milioane de kilometri liniari de cabluri pe fundul oceanelor lumii, prin rețele de cabluri metropolitane care trec efectiv prin orașe, prin folosirea antenelor de telefonie mobilă, prin folosirea sateliților și așa mai departe. Majoritatea calculatorilor nu sunt conectate direct la internet. Spre exemplu, telefonul meu mobil, atunci când nu are semnal Wi-Fi, e conectat prin GPRS 3G, 4G sau 5G la serverele Orange, care funcționează ca intermediari în conexiunea telefonului meu la internet. Orange, RDS, Vodafone, Ines și alții se numesc ISP-uri, adică Internet Service Providers, adică efectiv companii care permit accesul la internet.
Aceștia intermediază conexiunea ta la internet prin serverele lor. Felicitări, ai învățat cum se conectează calculatoarele între ele. Dacă eu vreau de pe calculatorul meu de acasă să accesez site-ul viorelmocanu.ro, trebuie să deschid un browser, să tastez viorelmocanu.ro, să apăs Enter și cererea mea va fi transmisă prin această rețea către serverul care deține fișierele site-ului. Serverul respectiv, ca răspuns, va trimite fișierele astea înapoi ca să afișeze site-ul în browser. Practic, pașii sunt următorii. 1. Cererea pleacă întâi din calculatorul meu. 2. Cererea trece prin router, cel despre care am vorbit mai devreme, care e practic dispozitivul care distribuie internetul atât prin cablu cât și prin Wi-Fi la mine acasă. Dacă vrei să continuăm metafora de mai devreme, el reprezintă punctul din care se bifurcă toate capilarele în celule. Celulele de la mine de acasă fiind telefonul, televizorul, calculatorul și așa mai departe. Pasul 3. Routerul trimite mai departe cererea prin niște artere mai mici care leagă routerul meu de ISP-ul meu, de unde am internet, spre exemplu RDS, Orange sau INES. Pasul 4. Serverele ISP-ului, fiind conectate direct la cablul principal de internet din România, adică la un soi de artera aortă, dacă vrei, trimit cererea mai departe și vom explica în videoul următor exact cum se întâmplă asta. Pasul 5. Cererea ajunge la serverele firmei de unde mi-am cumpărat eu hosting pentru site. În cazul meu particular, SiteGround, care reprezintă una din multele inimi ale internetului. Inimile astea, serverele de hosting, primesc semnale și pompează înapoi informații celulelor însetate de date sau de site-uri. Pasul 6. În acest moment, serverul de hosting înțelege ce are de făcut, împarte tot ce are de trimis în bucăți foarte, foarte mici, de câțiva bytes, și asta ca să le poată transmite simultan pe mai multe căi, și începe să trimită înapoi, pe același drum sau pe artere mai directe, aceste bucățele din toate fișierele de care browserul are nevoie ca să încarce site-ul, propriu-zis, și să-l afișeze pe ecran. Pasul 7. Bucățile astea, numite pachete de date, ajung înapoi la browser și în momentul în care browserul decide că are suficiente, va începe să recompună bucățile astea în fișiere întregi care pot fi randate sau desenate pe ecran. Treaba asta se întâmplă în câteva fracțiuni de secundă. Cerere, spargere, transmitere, reasamblare și afișare. Cam ăștia sunt pașii pe care urmează transmiterea oricărei informații pe internet. Dar cum știu exact calculatoarele, telefoanele, Xbox-urile și ceasurile deștepte să trimită informația exact unde trebuie? Cum reușesc să se identifice unele altele pe internet? Mai ales dacă sunt niște zeci de miliarde de dispozitive conectate la internet chiar acum. Păi e simplu, toate dispozitivele au o adresă. La fel cum ai tu adresa poștală de acasă, fiecare calculator în parte are o adresă numită adresa IP, care vine de la Internet Protocol. Adresa asta este unică pentru fiecare dispozitiv conectat direct la internet. De fapt, la orice rețea. E practic protocolul de bază pe care e fondată identificarea dispozitivelor din orice rețea, oricât de mare sau de mic ar fi. Dacă luăm în calcul exemplul de mai devreme, de fiecare dată când intră într-o altă rețea, cererea mea pentru site-ul viorelmocanu.ro adaugă la o listă o nouă adresă IP a dispozitivului prin care trece. Deci, din calculator ia IP-ul calculatorului din rețeaua internă, generată de router. Apoi, din router ia IP-ul din rețeaua internă a INES, care e ISP-ul meu. Din serverul INES ia IP-ul public al serverului, care e conectat direct la internet. Cu aceste 3 IP-uri, plasate în cereri la niveluri diferite, e ca și cum și-ar lăsa frimituri ca să știe drumul pe unde să se întoarcă. La fel ca în Hansel și Gretelul fraților Grimm. Cererea ajunge la serverul hostingului meu, unde am site-ul, și serverul trimite înapoi toate bucățile de turtă dulce, de site, de informație practic, adică texte, poze, HTML, CSS și JavaScript, sub formă de pachete de date, fiecare pachet având cele 3 IP-uri atașate. Ca și cum i-ai spune unui curier adresa completă. În cazul ăsta, IP-ul ISP-ului meu e țara și orașul, IP-ul routerului meu e codul poștal, strada și numărul, iar IP-ul calculatorului meu este blocul, scara și apartamentul unde mă vor găsi curierii care vin cu pachete să-mi livreze site-ul viorelmocanu.ro. Așa cum am mai zis, fiecare server, router, dispozitiv și calculator de pe internet are o combinație unică de IP-uri cu care poate fi identificat. Asta înseamnă că informațiile nu pot ajunge din greșeală la altcineva decât dacă nu sunt bine securizate și o să vorbim despre asta puțin mai târziu. Spre exemplu, dacă tu ești la birou acum și te uiți la videoul ăsta, iar șeful tău stă în birou de lângă tine, deci sunteți amândoi conectați la același router din aceeași rețea și se uită pe Instagram la poze cu pisici, tu vei primi în continuare bytes de informație sub formă de pachete care compun acest video, iar șeful tău va primi bytes de informație care compun poza cu pisici la care se uită chiar în momentul ăsta. Deci pachetele nu se pot încurca între ele, fiindcă adresele IP sunt clar delimitate. Calculatorul tău are o adresă IP, calculatorul lui are altă adresă IP și deci tu nu primești pisicile șefului tău, așa cum nici șeful tău nu primește videoul ăsta în loc de poze de pe Instagram, deși poate ar trebui. În fine, despre cât de sigur e delimitarea asta, puțin mai încolo. Ai observat, sper, din descrierea mea de până acum, că nu toate dispozitivele conectate la internet sunt la fel. Unele din ele sunt de fapt niște rețele de calculatoare foarte complexe, foarte mari, a căror rol e doar să stocheze informație.
sau să livreze informații. Ele se numesc servere, se numesc centre de date sau data centers în engleză, sau, nu știu, ferme de calculatoare, ferme de servere și așa mai departe. Fiecare din aceste servere reprezintă câte o inimă care pompează informații în sistemul circulator, la nivel global. Și deși și tu poți face din calculatorul tău un server, dacă îl ții tot timpul pornit și conectat la internet, faptul că ai doar un calculator și faptul că are capacitate limitată nu-l face un server foarte bun. Dispozitivele la care mă refer eu prin servere au sute, mii, poate zeci de mii de calculatoare dedicate unei funcții anume în aceeași structură conectate direct la internet. Ele pot fi servere care stochează mai multe site-uri, unde poți și tu să-ți cumperi o bucățică pe care să-ți stochezi site-ul tău, sau pot fi ferme întregi dedicate unui singur serviciu sau produs, cum este, spre exemplu, YouTube. Prin felul cum sunt construite și administrate, serverele astea sunt foarte bine protejate față de orice li s-ar putea întâmpla ca să le întrerupă funcționarea sau conexiunea la internet. De obicei, n-au doar o singură conexiune la internet, au mai multe de rezervă, în caz că pică una să treacă pe cealaltă și așa mai departe. În plus, de obicei au UPS-uri sau Uninterruptible Power Supplies, care le dau atât posibilitatea să reziste la orice pană de curent, de lungimi rezonabile cel puțin, sau la orice fluctuație de energie electrică, care în mod normal ar distruge alte dispozitive. Data center-urile astea sunt construite în clădiri care au protecție la incendiu și inundații, care au protecție la cutremure și alte calamități, tocmai pentru că ar fi problematic acele servere să fie scoase din uz. Dar atenție, problematic, nu catastrofal. Una din părțile cele mai mișto ale internetului e că nu depinde de o singură fermă de servere sau de un singur nod de rețea. Datorită naturii sale complet descentralizate, internetul nu pică dacă pică o parte a lui. El, în principiu, continuă să supraviețuiască și să servească informații. Asta înseamnă că și tu poți profita de natura asta distribuită. Spre exemplu, după ce înveți să faci site-uri, cu ajutorul cursului meu, dacă vrei ca site-ul pe care îl construiești să fie găzduit simultan în mai multe părți ale lumii, pe mai multe servere, astfel încât distanța față de audiența ta globală să fie minimă, spre exemplu, în momentul în care cineva intră din Statele Unite să aibă server în Statele Unite care îi servesc site-ul, sau dacă cineva intră din Europa să aibă servere din Europa și așa mai departe, e destul de simplu de făcut chestia asta. Bonusul este că dacă unul din servere pică, restul sunt în continuare disponibile și pot servi site-ul tău fără probleme prea mari. E mai simplu decât crezi. Vom discuta despre asta în detaliu într-unul din videourile viitoare. Hai să discutăm despre de ce a fost nevoie să fie creat internetul. E ca și cum ai întreba de ce am eu nevoie de curieri să-mi aducă pachetul acasă. N-avem minunatul serviciu al poștei române, la care ne ducem noi fizic din când în când să vedem dacă am mai primit ceva? Sau ca să reprezentăm diferențele cu mai mare acuratețe. De ce am eu oare nevoie de WhatsApp când puteam să mă descurc cu porumbei zburători sau cu semnale de fum? E foarte simplu, internetul a apărut dintr-o nevoie de a transmite informații mai rapid. În 1969, Departamentul de Apărare al SUA a avut nevoie de o rețea care să conecteze câteva zeci de centre universitare din Statele Unite, astfel încât să promoveze împărțirea mai facilă a informațiilor și accelerarea cercetării din cadrul inteligenței artificiale. Așa că au promovat designul și dezvoltarea unei rețele care funcționa pe pachete de date și au numit-o ARPANET. Pe 29 octombrie 1969, ora 22:30, avea să fie transmis primul mesaj pe ARPANET. Un calculator de la Universitatea California din Los Angeles, de la UCLA, a încercat să transmită un singur cuvânt către Institutul de Cercetare Stanford din San Francisco. Cuvântul a fost login, doar că sistemul a crăpat după ce s-au trimis primele două litere. Adică, așa cum am învățat în cursul trecut, primii 2 bytes sau primii 16 biți de informații. Ulterior, din doar două noduri de rețea, adică UCLA și Stanford, rețeaua s-a extins în sute, mii și apoi milioane de conexiuni. O rețea a rețelelor la nivel global numită astăzi internet. Un mod interesant, în România am obținut pentru prima dată dreptul de a avea domeniu de țară, adică domeniul.ro, undeva prin 1992. Prima rețea conectată la internet a apărut între niște școli și universități prin 1993. Și s-a dezvoltat prin Roedunet și RNC. Sunt onorat să cunosc unul din oamenii care au facilitat apariția acelor prime rețele în România, Andrei Piti, și unul din colegii mei de la pentestools.com. Ulterior, operatorii de telefonie au extins rețelele de internet și le-au oferit publicului larg prin servicii dial-up. Practic foloseai ceva ce se numește modem și sunai prin linia telefonică la un număr care îți dădea acces la o formă foarte înceată și foarte scumpă de internet. Eu personal am avut câteva certuri cu ai mei după ce ne-au venit câteva facturi usturătoare de la RomTelecom pe vremea aia, datorită faptului că stăteam eu prea mult pe net. Datorită emergenței rapide a rețelelor de cartier, construite prin cabluri UTP care împânzau majoritatea orașelor mari din România, în jurul anilor 2000 s-a generalizat accesul la internet de mare viteză, numit broadband, adică bandă largă, care efectiv înseamnă faptul că artera pe care circulă informații e un pic mai mare. Lucrul ăsta a catapultat România în topul țărilor cu cele mai rapide viteze de internet din lume, unde rămâne și în ziua de astăzi. Asta ne-a permis și să avem printre cele mai scăzute prețuri per megabyte
transferat din lume, care vă să zic că am fost și suntem într-o poziție privilegiată și e păcat să nu profităm de asta. Hai să vorbim acum și despre un alt aspect important, siguranța. Cât de sigur e internetul? Pe scurt, e cât de sigur îl facem noi să fie. Siguranța datelor tale și a ta, utilizatorul care folosește site-uri și aplicații pe care le accesează pe internet, este cel puțin teoretic una din prioritățile companiilor care dezvoltă acele site-uri sau aplicații. Dar pe lângă asta mai sunt și lucruri care țin de tine și de educația ta digitală. Oricât de mult ai aștepta ca siguranța ta să fie garantată de tehnologie, ai și tu puțină responsabilitate în toată povestea asta. Există o frică, în special în rândul persoanelor mai în vârstă, de a-și folosi datele personale, de a folosi cardul, spre exemplu, sau de a se expune pe internet în general. Și pe bună dreptate. Internetul însă a evoluat suficient de mult încât să existe din ce în ce mai puține situații în care devine periculos să-ți expui informațiile astea, în timp ce vrei să rezolvi o problemă reală. Spre exemplu, să uploadezi o poză, să cumperi ceva online sau să faci tranzacții bancare. Există deci niște standarde, niște protocoale care cresc securitatea pe internet și la care e bine să ai grijă. Dar de departe, cel mai important principiul de securitate pentru tine este bunul simț. Să-ți dau câteva exemple. Când pleci în vacanță, nu e ok să share-uiești imediat ce ieși pe ușa activitatea ta online, chiar dacă prietenii de pe Instagram abia așteaptă update-uri de la tine. Asta poate informa și un hoț că ai plecat și acesta poate să-ți facă o vizită neanunțată acasă, știind sigur că tu lipsești. Când primești un mesaj în masă pe WhatsApp sau pe Facebook Messenger, care îți impune să-l distribui întregii tale liste de contacte, mai bine n-o face. Niciodată. Pentru că aproape niciodată nu e un mesaj demn de a fi transmis absolut tuturor. Mai mult, mesajele astea sunt de fapt niște păcăleli. Conțin linkuri pe care dacă dai click e posibil să te alegi cu virus sau cu alte neplăceri. Deci e mai bine să ignori sau să ștergi din prima orice astfel de mesaj trimis în masă. E valabil și pentru e-mail-uri. Banca ta, spre exemplu, nu o să-ți ceară absolut niciodată să te loghezi acum în momentul ăsta în sistemele lor sau să accepti bani de la diversi prinți nigerieni pe care aparent îi moștenești. Verifică dacă ai dubii tot timpul prin telefon sau prin altă modalitate de contact, dacă într-adevăr banca ți-a trimis un mail urgent legat de vreun cont de-al tău. Și asta înainte să faci orice fel de tranzacție online financiară sau să bagi datele de card undeva, ca urmare a unui paragraf de text dintr-un mail, fie el și de la Mugurii Sărescu. Apropo de virus, e bine să ai un antivirus, și de obicei doar unul, instalat pe calculatorul tău, ca să n-ai parte de surprize neplăcute în timp ce vizitezi site-uri sau deschizi fișiere. Parolele tale n-ar trebui să fie atât de simple încât să le ghicească oricine te cunoaște un pic și nu e absolut niciodată o idee bună să le scrii pe un post-it plasat strategic lângă monitor. Folosește un manager de parole cum e LastPass sau chiar cel din Google Chrome ca să stochezi în siguranță parolele dacă tinzi să le uiți. Și nu folosi niciodată aceeași parolă pe toate conturile tale importante, pentru că dacă cineva ți-o ghicește sau ți-o sparge în vreun fel, îți pune în pericol absolut toată prezența ta online. Înainte să-ți bagi datele de card sau orice altă informație personală pe un site, trebuie să te uiți dacă adresa site-ului începe cu HTTPS. În Chrome ai și o iconiță cu un lacăt lângă asta. Acest lucru reprezintă faptul că datele sunt securizate prin ceva care se numește SSL, care criptează, codifică datele și orice informații trimise între browserul tău și server pot fi citite doar de browserul tău și de server, cel puțin în teorie. Apoi, trebuie să ai grijă ca adresa site-ului să fie cea reală. Spre exemplu, dacă încerci să te loghezi în ING Home Bank, care are adresa https://www.homebank.ro, însă tu ai dat click pe un mail sau pe un mesaj și ai ajuns pe un alt site care seamănă foarte mult cu Home Bank, dar adresa lui este, spre exemplu, https://homebank.ing.ro, să zicem, înseamnă că ai ajuns din greșeală la un site care încearcă să-ți fure datele, imitând practic site-ul original Homebank, tehnica asta numindu-se phishing, și așa mai departe. E bine să fii atent sau atentă ca să te asiguri că lași tehnologia să te ajute să rămâi în siguranță, atât tu cât și portofelul tău, cât și datele tale personale. Sunt destul de multe de spus pe tema asta și lucrând într-o companie de securitate aș putea să vin cu niște detalii adiționale. Dacă există interes, voi reveni cu un video special pe tema asta. Securității online. Ok, azi am învățat despre infrastructura care compune internetul, motivul pentru care el a apărut și felul cum se transmit în mare informațiile prin el. Ăsta e momentul perfect să-ți dau și o temă pentru acasă. 1. Răspundem în comentarii la întrebările următoare. Ce este o rețea? Ce este o adresă IP? Ce este un router? Ce este un ISP? Ce sunt pachetele de date și cum sunt ele folosite? În plus, întreabă câteva persoane din jurul tău, familie, prieteni, colegi și așa mai departe, ce cred ei că este internetul. Dacă poți, găsește pe cineva care știe mai puține detalii decât tine și încearcă să explici cu cuvintele tale ce ai învățat în acest video. A explica altcuiva o anumită noțiune te ajută și pe tine să reții și să-ți sedimentezi mai bine informațiile legate de acea noțiune. Tocmai am terminat
terminat a doua lecție din cursul de front-end development în română. Dacă sunt lucruri pe care nu le-ai înțeles și vrei să-mi adresezi o întrebare, scrie mai jos în comentarii și îți răspund cât pot de repede. Poate fac și un video dedicat răspunsului pe care îl cauți, fiindcă mi-am propus ca acest curs să fie interactiv în felul ăsta. În cazul în care ți-a plăcut acest video, apasă insistent pe butonul de like și dă un share tuturor oamenilor care crezi că ar avea de învățat de pe urma acestui video. Dacă nu ești încă abonat la canal și vrei să primești videourile mele viitoare, apasă mai jos pe subscribe, clopoțel și alege toate notificările ca să primești tot ce urmează să public în viitor. Vrei să te angajezi în domeniu ca urmare a parcurgerii cursului ăstuia? Găsești următoarea lecție din curs imediat ce va apărea chiar aici. Hai, dă click că știu că vrei să vezi mai mult.